Salut, prieteni! Bine ați venit și astăzi să pregătim ceva bun. Stăm acasă, dar stăm în bucătărie. Păpăm sănătos, n-avem cum altfel. Uite și Tomiță cu noi, ne ajută. Servus, Tomiță! Ce pregătim astăzi? Astăzi o să facem o ciorbă de hribi a la Laur. Eu mi-am pregătit legumele, le-am tocat dinainte. De fapt, o parte din ele, că aveam și tocate. Știți cum e? Când ai o femeie gospodină, Dumnezeu te ajută. Ne-a ajutat cu ele, ne le-a dat pe lângă noi, cum ar veni. Și fiind gospodine, asta toamna au pus saladă. Ardelul gras l-a tocat frumos, l-a pus la ladă. Acum, uite că o să și consumăm. Roșii de grădină, morcov, ceapă, țelină, bineînțeles, hribii, care au fost și ei culeși din pădurea asta vară. I-am pus pe el la congelat, acum o să-i folosim. Orez, smântână, strecurat ouă, doar gălbenuș de ou în smântână, ulei, sare, oș acru de putină. Cu toate fiind spuse, hai să trecem la treabă. Dăm drumul la aragaz. Da? Punem un pic de ulei. Nu prăjim, doar călim sau oblujim un pic ceapa. Pentru gust. Apelăm la lingurile de lemn. Doar oblușim un pic ceapa, nu o călim, nu o prăjim, nu o ardem. Nu o dăm gust de prăjeală la ciorbă. Ca să iau un pic de gust ceapa, un pic de sare punem pe ea. Doar atât. Voi ce mai faceți? Cum o duceți în casă? Trece și treaba asta, nu e problemă. Vom fleacă, îi ciurim pe toți. Da. Lăsăm un pic. Salut, Tomiță, ce faci? Bucătașă, așa. Bun, o vrut să-mi trimit un cuțit și șortul, dar e plecat la asta, expres și nu mai e. Nu mai aducând. Asta e. Dacă tot avem timp, hai să batem un pic smântâna cu ouă.
O să dăm drumul și la legumele celelalte. Acum depinde cum, în cazul meu, vasul, cât de mult vreți să fierbeți legumele. Mie îmi plac așa mai crocante, mai să pocnească în gură. Niciodată nu adaugă rece la ciorbe, chiar dacă mai completați o apă încălziți și după aia puneți. Chiar și bouă și acru de putină nu îl puneți așa din sticlă în rece în ciorbă. Îl încălziți și după aia adăugați. Acum, cum vreți fiecare, faceți. Da, așteptam. Așteptăm că n-avem de ales. Stăm în casă cu minciori. Mai ne luăm de una, mai ne luăm de alta. Frumoase, nu? Culorile la legume. Da, eu o să las un pic să se încălzească apa bine, după care voi adăuga. Voi pune capacul și voi fierbe un pic legumele la foc mic, după care voi adăuga bureții, pentru că ei deja au și fost topăriți odată, puși la congelat, nu le trebuie multă fiertură, după care adaugă relante. Nu are rău să stau pe filmare, o să fac altceva, de exemplu, nu știu, mă gândesc, mă apuc de un pahar de bere, da? Oadă. Ok. Poftim la tocat. Nu-i greu, nu? Să tocăm de toate! Haideți la tocat! Pregătim legumele pentru ciorbică de ribi. E? Să ne apucăm de final? O cam fi toate? Thank you.
Arată bine. Dăm drumul la smântânica acum. Smântânica cu ouț. Să fac un pic așa mai pufoasă, mai cremoasă. Da. Ce spuneți, cum arată? Dacă mai tai ăștia mult pădurea, nu știu de noi să mai culegem noi bureț. O duc ăștia cu vagoanele pe calea ferată afară. Că de la ei nu tai pădurile, că ei nu sunt proști. O taie pe noastră. La urmă o să punem zavatul. Avem suficientă ciorbă să putem da și la prieteni. Bineînțeles, fără moftă roșie, știi? Lăsăm să mai fiarbă. Și aproape de final punem zarzavatul. Mie îmi place așa mai să-l simt, mai ardente. Bine că e și mai sănătos. Ok, prieteni, lăsăm să mai fiarbă un pic, dăm drumul la zarzavat, după care vă invit la masă. Thank you.